factorist înseamnă să ai, în primul rând, talent. Să ai talent, să ai și tupeu. Să fii zvârlug, așa? Abia aștept să intru pe scenă. Abia aștept să intru pe scenă. Mult succes, Ecaterina, mult succes! Pot să vă întreb dacă sunteți chiar cântăreață, cântăreață sau aveți și o altă meserie? Am lucrat ca macaragiu. Macaragiu? Macaragiu. Da, sus la cucurigu. Și câte tone puteați să ridicați odată? 3,5 tone sau 35 de tone. Aș vrea, doamnă, să am așa un vagon de 35 de tone să-l hâț în deasupra juraților. Mi-a părut bine că v-am cunoscut. Cu mâna asta, 35 de tone. 35 de tone. Ce contează mărimea? Contează forța. Cum a zis încă o dată? Nu contează mărimea, forța. Dacă doamna zice, chiar nu contează mărimea. Doamne, ce-mi place că vorbesc acum și mă destăinui așa, așa cum îmi place mie. Dacă eram pe vremea mea cum e acum, cu televiziunea, eu eram sus. Eram model acum, să vă spun. Mă scuzați, sunt puțin așa mai prin picior, cam picior frumos. Nu știu dacă se vede. Și așa. Deci eu pe unde am fost la serviciu, mi-au făcut șefii avansuri, am dus o viață grea la serviciu. Băi, dacă vă spun că venea și după mine pe macara. Și de asta am zis că vreau să ajung la X-Factor, să arăt ce pot și să ies din anonimat, puțin așa, cât se poate. Bună seara, X-Factor 6! Bine ați venit! Bună seara! Doamnă, o apariție plină de energie. De ce ați venit la X-Factor? Am venit să arăt ce pot și să arăt tinerețea din sufletul meu. Presupun că ați cântat, nu? Am cântat, da, am cântat până la căsătorie, după aceea... E normal, pac. Deci până când v-ați căsătorit, ați cântat, a venit căsătoria, ați oprit. S-a pus cap acum. Soțul nu v-a permis. E foarte gelos, nici la serviciu n-am putut să stau din cauza lui. Extraordinar de gelos și posesiv. Aolo, e aici? Nu e, pentru că l-am lăsat de acum vreo 17 ani. I-am dat eu i-am dat liber. Ah. Du-te! Doamna Ecaterina...